Unitatea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Vlașca Giurgiu a găzduit astăzi un adevărat eveniment, având în vedere că de acum pompierii vor lucra pe două noi autospeciale de ultimă generație, cu toate dotările de două ori mai rapide și a căror inaugurare a avut loc așadar în această dimineață, în prezența conducerii instituției care a făcut posibilă achiziționarea mașinilor. Consiliul Județean Giurgiu derulează în prezent proiectul POR, achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție pentru situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat, având o valoare de peste 1,6 milioane de euro. În cadrul acestui proiect au fost cumpărate cele două autospeciale, dar vor mai ajunge la ISU Giurgiu alte trei autospeciale, două ambulanțe de tip B și o mașină de descarcerare. De circa un an și ceva de când am venit la Giurgiu, am încercat să fac lucrurile un pic diferit de cum au fost făcute și vreau să vă spun că am fost foarte încântat de sprijinul pe care ne-l acordă Consiliul Județean și este un sprijin deosebit. Nu peste tot în țară lucrurile se întâmplă la fel și chiar se simte nevoia. Deci aceste mașini sunt generație 2011, tot ce am avut noi în dotare sunt mașini care au fost, din punct de vedere tehnic, gândite în anii 70. Deci gândiți-vă că este un salt de 50 de ani tehnologic. Astăzi, jurnaliștilor giurgiuveni și conducerii Consiliului Județean le-au fost prezentate cele două autospeciale de capacitate mare, fiind făcută și o demonstrație. Fiind de ultimă generație, cele două autospeciale sunt dotate și cu echipamente de prim ajutor. Autospeciala de sinistre incendii de asemenea este provistă cu modul de prim ajutor și descarcerare, echipamente de susținere a vieții și de salvare de asemenea. Este prevăzut cu, are în dotare, un aspirator de secreții portabil, Aspimed, care are un principiu de funcționare extrem de simplu, are un regulator de vacuum și un vas de 1000 de mililitri pentru, în care sunt depozitate secreții. Avem un defibrilator, avem o trusă în care se află gel, un gel special pentru calmarea arsurilor în cazul pacienților care au suferit arsuri la nivelul pielii extinse. Aici extrem de util în cazul extracției pacienților care, în urma unui accident rutier sau căderii de la înălțime, au suspicionat o leziune de coroană vertebrală și cervicală. El este realizat dintr-un material extrem de rezistent, un vinilin. Am fost pompier în 84 și mi-aduc aminte cu nostalgie de tehnica pe care o foloseam pe vremuri, de APCT, APCA, chiar ATI-uri mai erau pe vremea aia. Acum nici la muzeu și dacă se mai găsesc, de dotări nici nu se punea problema să existe ceva de această generație. Și acesta este unul dintre argumentele pentru care am încercat să accesăm toate programele de finanțare destinate inspectoratelor pentru situații de urgență și susținerii activității dumneavoastră. Sperăm ca prin aceste dotări să putem să oferim tuturor locuitorilor din județul Giurgiu, cât de rar se poate, dar aici și destinul și Dumnezeu au un rol, dar atunci când mergem să avem tot ceea ce ne trebuie ca și dotare, să avem și pregătirea necesară și antrenamentul necesar, ca să salvăm cât mai multe vieți și să limităm pagubele materiale. În afară de proiectul POR, Consiliul Județean mai are în implementare alte trei proiecte europene ce vizează domeniul situațiilor de urgență, beneficiarul fiind ISU Giurgiu. Este vorba despre proiectele MS, James și EOCES. Vom aduce la Inspectoratul pentru Situații de Urgență de la noastră, pe lângă aceste autospeciale, încă alte 5 și 2 ambulanțe, 9 autospeciale în total, care vă vor ajuta să aveți alte modalități la nivelul statelor europene de intervenție la orice fel de situații de urgență, în special incendii, dar nu numai. Închei spunând că aveți în Consiliul Județean un partener și că în continuare vom face tot ceea ce depinde de noi, deși nu avem la rândul nostru o situație financiară strălucită, ca să vă punem la dispoziție aceste dotări de calitate.